Trăim într-o țară liberă. Unde am pierdut fericirea? În Ucraina, statistica spune că fiecare al cincilea copil din Ucraina este născut în afara căsătoriei. Adică are mamă, n-are tată. Divorțurile în primul an de căsătorie ajung la câteva zeci de procente. În ultimii 15 ani, numărul familiilor monoparentale a crescut de 22 de ori. Ori e doar tată, ori e doar mamă. Mulți oameni se consideră foarte deștepți. Pot să răspundă la o întrebare, la alta și la cincea și la zece, se pot certa cu pastorul, cu Biblia, oricât Dumnezeu. Dar unde e fericirea? Pe câți oameni ai reușit să îi faci fericiți? Alegerea de a fi sau nu fericit cu adevărat nu depinde de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat nouă această alegere. Tocmai acest lucru îl face pe om nefericit. El nu mezează pe Duh, nu pe stabilitate, constanță, nu mizează pe roadele Duhului, dragoste, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe și aduc stabilitate. Aceste lucruri aparțin Duhului. Când omul iese din starea Duhului și permite ca firea și sufletul să stăpânească, devine cel mai nefericit. Indiferent că este creștin, chiar de trei ori creștin, ori preot, indiferent ce grade sau epoleți are, nu contează. Aceste lucruri nu aduc salvarea. Omul este salvat doar dacă este un om duhovnicesc. Fericirea constă în Duh.